Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Elena Parapiru, aceasta este emisiunea Orașul meu, iar invitatul meu din această seară este domnul președinte Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați și președintele executiv al Partidului Social Democrat. Bine ați revenit alături de noi, domnul președinte! Bine v-am regăsit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noastră! Deja proiectele Consiliului Județean sunt în plină implementare, ca să zic așa. Ne referim și la parcare, și la radioterapie, și la spitalul de la Gănești. În momentul de față, recunosc că este momentul ăla în care te bucuri că după 2 ani, 3 ani de muncă încep să se vadă roadele muncii. Un lucru extraordinar. Și mă bucură foarte mult că sentimentul ăsta de bucurie nu l-am doar eu, îl au și colegii mei din Consiliul Județean, pentru că împreună cu ei am făcut aceste proiecte. Este echipa... De fiecare dată ați subliniat că este o muncă de echipă. Fără muncă de echipă nu se poate realiza nimic. Exact așa cum ați început dumneavoastră să le enumerați, le-ați enumerat așa repede, dar noi muncim la ele de 3 ani, chiar de 4 ani de zile. În momentul de față, sau mai bine zis luni, s-a dat drumul la, pe grafic, s-a predat amplasamentul la consolidarea Spitalului Județean, un proiect derulat prin Ministerul Dezvoltării, Compania Națională de Investiții, un proiect de 7 milioane de euro. Urmează să fie consolidat Spitalul Județean de sus până jos. Bineînțeles, în același timp, cu două săptămâni înainte, nu chiar în același timp, cu două săptămâni înainte, a fost predat și au început lucrările de defrișare, de amenajarea șantierului pentru a începe prima parcare supraetajată din Galați, o parcare, din punctul meu de vedere, cea mai mare parcare, care are 325 de locuri. Atât de importantă. Și este atât de importantă spitalului. Pentru Spitalul Județean, dacă ne gândim că Spitalul Județean în momentul de față are 2000 de angajați, are 1250 de paturi și dacă are un grad de ocupare numai de 85%, faceți un calcul că sunt minim 1000 de bolnavi zilnic în Spitalul Județean. Acolo este un du-te vino, fiecare zi unii se internează, alții se externează, bineînțeles vorbim despre angajații spitalului care vin la servici, pleacă de la servici, despre vizitatori care vin în vizită pentru pacienți. Ne întâlnim cu traficul infernal și din zonă fiecare zi. Și vă uitați în curtea Spitalului Județean, că nu este doar Spitalul Județean, la partier acolo funcționează și Direcția de Sănătate Publică și atunci toată lumea vrea să vină să parcheze mașinile în curtea Spitalului Județean, dacă se poate cât mai aproape de intrarea în Spitalul Județean, astfel că de multe ori pacienții care trebuie scluați din Spitalul Județean cu ambulanța și duși la domiciliu sau duși la transfer, nu mai are pe unde să mai circule ambulanța. Și atunci această parcare supraetajată vine ca o bulă de oxigen pentru ce înseamnă bunul mers și fluxul în curtea Spitalului Județean. Va fi absolut civilizat, era nevoie. Civilizat, clar. Cu rampă, cu barieră, fiecare va intra. E altceva. Este o parcare cu un demisol, cu un nivel și în funcție de adresabilitate, pentru că tot timpul trebuie să te gândești. Și ideea a fost că, domnule, nu băgăm bani în betoane. În primă fază facem o parcare de 325 de locuri, iar dacă adresabilitatea este foarte mare, pentru că sunt și blocuri în zonă și există posibilitatea ca mulți dintre cei care locuiesc în zonă să vrea să-și parcheze mașinile în acea parcare supraetajată, să avem posibilitatea să o mai înălțăm cu un nivel și astfel să ajungem la 475 de locuri, pentru că sunt 150 de locuri pe nivel, iar cele 25 de locuri sunt pentru persoanele cu handicap. Deja vorbim despre faptul că zona va respira. Deci vorbim despre o descongestionare completă a curții Spitalului Județean și dacă tot ați enumerat dumneavoastră așa, repede eu am să trec să le punctez pe fiecare, pentru că v-am spus, sunt proiecte pe care le-am prezentat gălățenilor, le-am spus că o să facem, iar acum venim și spunem, am început să facem, urmând ca pe parcursul derulării lucrărilor să venim să le arătăm și ce lucrăm acolo și momentul în care vă spune, am făcut-o și pe asta.
Adică, în paralel, la câțiva metri de parcarea supraetajată, am predat amplasamentul. Urmează ca în câteva zile, 5-6 zile, firma care a câștigat acolo licitația să înceapă construcția propriu-zisă de la radioterapie. Pentru că dacă la consolidarea Spitalului Județean avem ca și grafic de lucru 2 ani de zile, dacă la parcarea supraetajată avem aproape 2 ani de zile, la radioterapie ca și termen de execuție avem 6 luni de zile, astfel că în octombrie, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie gata, deși nu sunt 6 luni, sunt 5 luni, dar dorim ca în... În mod sigur vă bazați pe ceva. Octombrie, păi mă bazez pe faptul că o să fiu stresul constructorului. Am spus de multe ori că acest proiect de radioterapie, acest accelerator linear de particule, este o prioritate pentru mine și pentru noi, pentru că sunt la ora actuală în județul Galați 17.000 de persoane bolnave de cancer. Cifra este uluitor de mare. Cifra este uluitoare și atunci este clar că vom sta călare pe constructor, ridicăm construcția exterioară cu lift, cu tot ce înseamnă cabinete pentru medici, cabinete pentru și asistente. Și cele două fluxuri de care vorbeați dumneavoastră. Și bineînțeles, în felul ăsta separăm ambulatorul de ceea ce înseamnă bolnavi internați. Astfel că cel care vine la tratament de acasă, vine cu mașina, lasă mașina civilizată în parcare, la 15 metri intră în clădirea radioterapiei, intră într-un vestiar, se schimbă civilizat, are baie, are toaletă, are tot ce trebuie. Apoi cu un lift coboară la subsol în bunker, face tratamentul. Să nu uităm terapia aceasta, cât de modernă este. Este modernă și aduce ca și noutate câteva lucruri esențiale, aș putea spune, faptul că nu se mai iradiază tot organismul, ci practic iradiază doar pe tumoră. Și atunci distruge tumora, practic scurtează durata de tratament și, bineînțeles, ca și eficiență, eficiența este mult mai mare. Rezultatul tratamentului este unul mult mai bun, mai eficient, astfel că... Și dacă vorbim de cancere la Galați, de 17.000 de persoane care sunt afectate de acest flagel, să ținem cont că totuși Spitalul Județean se comportă ca un spital regional. Este un spital regional pentru că tot ce înseamnă Tulcea, ce înseamnă Brăila, ce înseamnă chiar și din Vrancea, chiar și din Bârlad, sunt pacienți care vin și se tratează la Galați. Da, din păcate este o boală destul de urâtă, destul de care a evoluat și din păcate în momentul de față s-a extins atât de mult, pentru că îmi dădea cineva un exemplu de la Spitalul Județean, cei de la radioterapie de acolo, numai în 4 luni de zile, nu doar din județul Galați, dar s-au înregistrat peste 200 și ceva de cazuri de cancer de col uterin la femei în 4 luni de zile pe județul Galați, Brăila, Tulcea. Vă dați seama ce amploare a luat această boală, acest diagnostic. Este absolut din complet. Păcate, iar noi avem obligația și am spus, domnule, radioterapie este prioritate pentru că sunt foarte mulți bolnavi de cancer. Spitalul Județean și Galațiu se comportă ca un spital regional și atunci avem obligația să ne comportăm și să facem ceva demn de un spital regional. Un alt loc unde durerea este răscolitoare și vorbesc despre Gănești și acolo încep lucrurile să se miște și într-o direcție de asemenea revoluționară. Da, am spus că facem spital nou la Gănești. În momentul de față suntem, aș putea spune, pe ultimii 2 metri. Mai avem de luat un aviz de la ISU, licitația este finalizată, constructorul a fost desemnat, predarea amplasamentului urmează să se facă în câteva zile, posibil ca în 2 săptămâni sau o săptămână maxim, 10 zile, să mergem
și să săpăm prima cupă, să băgăm prima cupă pentru a săpa fundația pentru un spital modern, o clădire modernă, decentă, care să îndeplinească toate condițiile cerute de normativele europene pentru o unitate medico-socială pentru bolnavii neuropsihici. Te dezarmează, practic, suferința și boala acelor pacienți când intre acolo. Va fi un spital... Oameni care, spuneați, sunt abandonați, practic, de familii. Uitați! Știți, dacă întreb acum în municipiul Galați, nu cred că sunt mai mult de 15-20% din populația, din oamenii din Galați care știu despre unitatea medico-socială Gănești, dar pot să vă spun că acolo este o unitate care se adresează strict bolnavilor neuropsihici, o unitate cu 141 de paturi, este full, este la capacitate maximă, iar pacienții aia de acolo sunt unii dintre pacienți care nu și-au văzut rudele sau n-a mai venit nimeni să-i viziteze niciodată din momentul internării. Că sunt 10 ani, că sunt 15 sau că sunt 20 de ani, credeți-mă că este cumplit. Iar în momentul în care intre acolo, ai să vezi bolnavii aia cât de mult au nevoie de afecțiune, cum vin și te mângâie, te întreabă ce faci, te întreabă ce face mama ta, te întreabă o grămadă de lucruri pe care le cere, le întreabă orice om normal, dar ei au nevoie și de afinitate. Și de afinitate pentru că e vorba despre angajații spitalului pe care îi vede asistentele și infirmierele. Aceia sunt rest, practic familia. În rest, în fiecare zi, sunt aceleași fețe, nu vede nimic nou, pentru că nu are acces nimeni, iar din păcate, familiile care a lăsat acolo, ar trebui totuși să se sesizeze, să rupă din timpul lor, măcar o dată pe săptămână, 3 ore, sau măcar o dată pe lună, 3 ore, că atât faci până la Gănești și înapoi o oră, 2 ore și jumătate drumul și măcar jumătate de oră să stai cu cel căruia i-ai dat viață sau celui care ți-a fost frate sau ți-a fost rudă și să-l bângâi pe creștet pentru că are nevoie de afinitate și de și bineînțeles de dragoste. Iar tragedia este dublă în mod sigur. Da. Și știu că pregătiți și centrul de tratament pentru bolnavi de Alzheimer. Și acolo va fi un, ca să finalizăm, va fi o clădire nouă cu 50 de paturi la subsol cu o suprafață de peste 1700 de metri pătrați. La subsol vor fi, va fi zona de bucătărie cu tot ceea ce înseamnă spălătorie, adică partea tehnică. La parter vor fi cabinetele asistentelor ale medicilor și, bineînțeles, alte saloane. La etajul 1 vor fi saloane cu 3 paturi în cameră, cu baie decent, frumos, ca să poată să aibă acces la baie, să facă duș, să se spele, și doar 3 în cameră. Și la etajul 2, la fel, vor fi saloane pentru pacienți, adică plus o parcare mare amenajată în spatele acestei clădiri. Tocmai în ideea că vin și angajații de acolo, sunt angajați care vin de la Berești, de la Berești-Mierea, de la Târgu Bujor, adică sunt din toate zonele limitrofe Găneștiului și vin cu autoturismele și tocmai în ideea asta de a nu lăsa mașinile împrăștiate prin curtea spitalului, am decis să le facem o parcare în spatele spitalului acolo, o parcare simplă așa, pentru 50 de locuri. Centrul de tratament pentru bolnavi de Alzheimer. Este în momentul de față, este în curs de, haide să spun, nu de finalizare, dar este aproape de finish, se lucrează de anul trecut, din 2017, la acest centru de Alzheimer, pentru bolnavi cu Alzheimer, un centru care va avea sfârșit, la final va avea 30 de paturi. Credeți-mă că și la Gănești, dar și pentru bolnavi cu Alzheimer, cererile sunt enorm de multe. Dacă la Gănești avem 141 de paturi și avem peste ceea ce avem acum, că este ocupat, este full, deci credeți-mă că avem peste 60 de dosare
în momentul de față cere la Gănești pentru internări noi. Din păcate, nu este o cifră îmbucurătoare. Asta înseamnă că această boală a secolului, stresul, creează și produce foarte multe astfel de victime care cad unei astfel de boli. Da, iar bolnavii cu Alzheimer, cred că este deja aproape plin, pentru că este amanetat sau antamat dinainte. El va fi gata în luna august, vom face toate dotările acolo cu ceea ce înseamnă aparatură, vom aproba organigramă pentru medici, pentru asistente, pentru infirmiere, pentru că știm cât este de greu să îngrijești un bolnav cu Alzheimer. Este cumplit, mai ales unii nici care sunt într-o stare mai avansată, este cumplit. Gândiți-vă că sunt foarte mulți care se chinuie într-un apartament cu o cameră, cu două camere. Sunt oameni care își sacrifică propriile existențe, de exact, fapt. Nu este un lucru pe care să-l poți lua în joacă, dar în mod cert, un asemenea așezământ este o ușurare pentru aceste familii și oferă și îngrijirea de care au oamenii respectivi. Exact, de care au nevoie, pentru că vorbim de personal specializat, vorbim despre asistente, vorbim despre infirmiere, vorbim despre un program, acolo vor avea o curte mare, vor avea lift cu care coboară frumos, urcă, adică cei care sunt unii care vor fi deplasați în cărucior, că nu mai pot să meargă. Și atunci am decis să dotăm clădirea respectivă, este un fost centru pe care l-am reamenajat și i-am dat această utilitate, centru pentru bolnavi cu Alzheimer. Un lucru, din punctul meu de vedere, extraordinar, mai ales că în condițiile în care cererile sunt foarte mari. Dar am satisfacția că am făcut și facem ceva. Facem ceva. Pentru oamenii ăștia neajutorați, pentru că ferească Dumnezeu, fiecare dintre noi poate fi oricând în partea aialaltă și... Nu știm niciodată ce se va întâmpla. Nu știm ce ne rezervă viața. De la spital mergem la bal, pentru că urmează să vă întreb despre ce va fi mâine, sâmbătă, 12 mai, la Baltazătun. Și știu că este un concurs care este dedicat, doamnelor, un concurs de pescuit acolo. Da, este un concurs... Nu este la prima ediție, este la a doua ediție. Dar așa ca și copii au crescut în dimensiune foarte repede. S-a dublat sau s-a triplat, de fapt. Acest concurs, dacă anul trecut vorbeam de 30 de persoane, care 30 de doamne, că vorbim despre Cupa Primăverii, așa, faptul că vremea nu ne-a permis să mergem și să putem să pescuim, că a fost o iarnă mai prelungită, așa, și acum am așteptat momentul ăsta propice și frumos pentru a le invita la Zătun ca împreună să organizăm un eveniment de pescuit pentru doamne. Dacă anul trecut erau 30 de doamne înscrise, anul ăsta vorbim deja în momentul de față de peste 60 de persoane, doamne, înscrise până în momentul de față. Noi le mai așteptăm și mâine dimineață să vină și sâmbătă dimineață să vină la Zătun să se înscrie. Vor fi premii, vor fi premii pentru cea mai mare captură, pentru cea mai mare cantitate, pentru copii, pentru, adică vor fi premii constând în scule de pescuit, dar vor fi și premii constând în gratuități la Balta Zătun, o zi de pescuit sau. Și atunci sunt tentante și aceste premii, dar cred că cel mai tentant din tot acest concurs de pescuit este o ciorbă de pește adevărată. Și petrecerea timpului în aer liber cu familia. Pentru că avem acolo, o să avem o ciorbă de pește preparată în aer liber cu unul dintre cei mai cunoscuți și vestiți pescari din Galați, domnul Gicu Caraman, care sigur că colegul nostru ne face cinste de fiecare dată, ne reprezintă minunat. De un borș de pește delicios, delicios. De asta e și premiu. Și așteptăm ca sâmbătă dimineață toată lumea să fie prezentă acolo, să se înscrie, să poată să facă tragerea la sorți, ca fiecare participant la
concurs să meargă pe ponton, să-și așeze sculele, astfel încât de la 9 la ora 12 va fi pescuitul propriu-zis, iar la 12 va fi cântărirea, se va face cântărirea peștelui și, bineînțeles, desemnarea câștigătorilor și decernarea premiilor, ca să mă exprim așa. E foarte pretențios așa, dar acolo este o atmosferă extraordinară, este foarte frumoasă. Vreau să fac o mențiune că peștele pe care o să-l prindem, o să-l dăm înapoi în baltă. Practic este o zi în care ne vom petrece în aer liber, vom petrece timpul frumos, pescuind cu mai multe persoane, pentru că sunt sigur că vom depăși 100 de persoane, poate și mai mult. Hai să vezi socializare între doamne. Și asta înseamnă socializare, pentru că sunt sigur că unele doamne vor veni cu copilul, dar unele doamne vor veni cu soțul ca să aibă susținători acolo la pescuit. Aș vrea să mergem cu discuția în zona politică, domnule președinte, și să mă refer la lovitura, la ceea ce a marcat ca punct foarte important Partidul Social Democrat săptămâna aceasta, achitarea fostului premier Victor Ponta și a fostului ministru al transporturilor Dan Șova. Da, vedeți, a trebuit practic să pice un guvern, a trebuit să întâmple niște lucruri destul de urâte, delicate. Eu nu pot să spun altceva decât să readuc aminte tuturor atunci când președintele și mulți dintre cetățeni îi condamnau, îi făceau penali, îi făceau exact. Hoții, îi făceau tot felul. Adică, totuși, în momentul în care vorbim despre un prim-ministru al României și un ministru al României, este vorba și despre imaginea țării noastre, e vorba despre imaginea noastră în exterior. Iar președintele atunci nu a așteptat ceea ce este normal să aștepți, așa cum toată lumea a așteptat hotărârile judecătorești date pentru președintele României cu casele de la Sibiu, și am văzut despre ce-i vorba. Da. Aici, în cazul de față, practic cei doi au fost achitați. Asta este un lucru bun, un lucru extraordinar. Întrebarea este cum ne compensăm sau cum reparăm imaginea proastă creată României în acea perioadă. Nu-i nimic, dar putem să stricăm și mai mult. Eu la asta mă gândesc din moment ce apare președintele săptămânal și cere demisia premierului. Noi suntem artiști la treaba asta. Da. Politica, eu așa văd politica. Există o perioadă în care se numește campanie. În campanie și în precampanie. Știam că n-am început, dar cred că mă înșel. În campanie și în precampanie, fiecare formațiune politică, fiecare candidat vine și își exprimă și își spune un program. Că este un program de guvernare, că este un program politic, cum este cel al președintelui, că este un program de dezvoltare locală, cum este cea a primarului sau a președintelui de Consiliu Județean. În precampanie și în campanie, noi venim și spunem ce facem. Apoi, după ce cetățeanul a ales pe X sau pe Y, o perioadă de un an de zile, de 2 ani de zile, cât este mandatul, 4 ani de zile, lăsăm omul respectiv și urmărim dacă ceea ce a promis face și se ține de cuvânt. Dar nu începem noi să ne facem campanie pe seama altora. Pentru că uitați ce se întâmplă la ora actuală. Nu poți să ieși după ce un prim-ministru a fost ales acum 3 luni de zile, să vii să ceri demisia primului ministru. Dar fără să ai niciun fel de rol în a cere această demisie. Cer demisia primului ministru că, sau mai bine zis, eu așa aș fi văzut, domnule, vin și cer demisia primului ministru din următoarele motive, X, Y, Z. Și atunci e ok. Cerem demisia primului ministru. Dar nu poți să ceri demisia primului ministru așa, pur și simplu. Pentru că dacă tot era să ceară o demisie a primului ministru, putea să ceară demisia lui Cioloș, că a făcut varză 2016 și niciun program de finanțare europeană, nici o axă nu a fost deschisă, nu s-a întâmplat nimic pe fonduri europene în 2016. A trebuit 2017 să fie anul de sacrificiu ca să începem să depunem proiecte europene. Adică puteam să
facem o evaluare atunci să cerem demisia. Lucrurile s-au văzut foarte clar, inclusiv în cifrele prezentate de vicepremierul domnul Viorel Ștefan în cadrul declarației de presă dată acum două zile la Palatul Victoria. Acolo cifrele au vorbit de la sine. Și s-a văzut și creșterea economică confirmată și de Banca Mondială. Eu v-am spus că omul este un profesionist. Deci v-am spus că Viorel Ștefan este un profesionist și am mare, mare încredere în dumnealui. Sunt cifre reale, cifre care au fost validate și, bineînțeles, prezentate și de Banca Mondială și de alte instituții naționale. Da, sunt lucruri care nu pot fi contestate. Statistică și nu pot fi contestate, sunt lucruri certe. Deci nu vorbim despre... Creșterea economică este un fapt real. Exact. Este un fapt real și sunt multe, multe lucruri bune care s-au întâmplat din 2017, din ianuarie 2017, când PSD împreună cu ALDE au intrat la guvernare. Sunt lucruri care s-au întâmplat, sunt lucruri bune. Dar noi trebuie să avem tot timpul circ și pâine. În loc să ne intereseze dacă și care este absorpția de fonduri europene. Vedem care este absorpția de fonduri europene și cum am evoluat. Să vedem cum să construim pozitiv, pentru că avem nevoie și avem posibilitatea să dezvoltăm România. Nu să avem fricțiuni politice pentru că să vedem dacă mai ies odată președinte sau nu mai ies președinte. Păi nu, asta trebuie să fie obiectivul președintelui. Întâi fă ceva pentru țară să meargă într-o direcție bună și apoi... Cred că altceva îi spun consilierii domnului președinte Iohannis. Nu știu ce îi spun. Eu pot să spun doar un singur lucru, că avem nevoie de unitate, avem nevoie să fim uniți, că dacă suntem uniți, vom reuși să facem ceva pentru țara asta. Dacă nu vom fi uniți și vom fi dezbinați așa cum suntem acum în continuare, să nu credeți că vreunei țări sau vreunei comisii din afară îi pasă că dacă în România se atrag fonduri europene sau nu, dacă România are creștere economică sau nu, dacă România se dezvoltă sau nu. Deci dacă noi nu avem grijă să ne dezvoltăm noi aici, să ne fie bine nouă copiilor noștri, doar că asta se poate întâmpla prin unitate. Nu ne ajunge timpul alocat emisiunii, pentru că aș fi putut să aduc în discuție și subiectul zilei de 9 mai, ziua Uniunii Europene, când s-a văzut acolo o lipsă de unitate totală, cel puțin în ceea ce privește programul manifestărilor, dar asta rămâne pentru De ce nu ne-am bucurat noi de 9 mai? Pentru că vorbim de independența României, vorbim de intrarea în Uniunea Europeană în 2017, independența în 1877, alăturarea de Nu, a fost mai interesant 1945, să ne șicanăm la nivel înalt. Război mondial, adică despre ce... Să trimitem primarul capitalei mai în spate și pe foștii doi președinți ai României la fel să ocolească, pe președintele Camerei Deputaților la fel. Nu e normal și nu e bine. Ideal este să lucrăm cu toții ca echipă, că numai așa avem sorți de izbândă. Facem încheierea pe ceea ce înseamnă Galațiul. Dumneavoastră rămâneți cu ochii pe constructori, noi rămânem cu ochii pe dumneavoastră și vă așteptăm pentru următoarea emisiune, domnule președinte. Cu mare drag. Și ne întâlnim la Zătun, pentru că avem de pescuit. Așteptăm doamnele iubitoare de pescuit și nu numai. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră, iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vizionare plăcută în continuare. La revedere!